Dintre cele 800 de familii care locuiesc în comună, există un singur beneficiar al investiției și acela este un VIP pe plan local, cântăreața de muzică populară Maria Loga. Edilul localității spune că investiția de 1 milion de lei a fost realizată cu bani de la Consiliul Local, iar pentru a avea gaze, oamenii trebuie să scoată din buzunar alți bani. Aceștia continuă să se încălzească tot la soba pe lemne și se gândesc la alte nevoi. Cântăreața de muzică populară Maria Loga este singura abonată a rețelei de gază din Drăguțești. Ca și preț informativ, nu vă pot spune un preț informativ sigur, deci e undeva în jur de 4.000 de lei noi, ceea ce înseamnă autorizații, deci contorul, să zic, pus la limita gardului și partea de ceea ce înseamnă autorizație și avizele care de automat îți face un foc sau două focuri în casă. Costurile, deci, sunt undeva mult mai ridicate. O centrală, să zic, undeva la 20 de kW, pleacă de la 20 de milioane, 3, 4, 5 calorifere, care caloriferul e 5 milioane, deci costurile se ridică undeva la 100 de milioane. Nu, bă, doamne, că n-am condiții. Ea e singură, bă. Și nu vă e greu, așa, cu soba pe lemn? Greu, doamne, dar n-am ce face. Să... Este, mi-e greu, dar n-am ce face. Poate ne mări pensiile, o întrage și noi nădejde, dar cred că nu. Pe câte vedem la televizor, nu se aude nimic. Opa, ce canalizarea! Uitați-mi asta și e pe șanțuri. Aici sunt câți părăsite. Și ați reușit să vă racordați la rețea? Nu. De ce? Nu avem bani. Cât costă? Pensia 450 de milioane. Mult. Mult, da, prea mult. Și pensia mică. Pensia mică, 6 milioane jumate. Îmi doresc acest lucru de la Revoluție încoace, de 20 și ceva de ani. Tot mereu am sperat la fiecare mandat, fiecare primar care a venit și a candidat, asta a promis, că o să ne facă canalizare, o să ne bage apă potabilă, rețeaua de apă și gazele. Am tot sperat, nu s-a întâmplat și s-a întâmplat acum în mandatul domnului Moșoiu. Suntem mulțumiți. Eu am fost prima, pentru că eu mi-am dorit dintotdeauna.